arbitrul Florin Ghimboșean din Brașov la această partidă. Față în față cei doi capitani, Big Falvi, în premieră și el capitan la Steaua. De cealaltă parte, iată, Sănătatea Cluj cu Pâglișan în poartă, un portar de 40 de ani, iată, mai bătrân decât Ionel Gana. Fundați sunt Miclău, Șoș, Sărmoșan și Chiș, la mijloc Albu, Șimionca, Gașpar, Crișan și Rus în atac. Ionel Ganea, cel care nu a spus foarte multe înainte acestui meci, însă suntem foarte siguri că își dorește să înscrie împotriva Stelei la 38 de ani. Nu a spus multe, a spus doar că dacă va avea ocazia nu va ezita să marcheze și a recunoscut că el va sta mai mult la pomană. I-ați văzut și pe Viru și Verzi, suporterii lui Ionel Ganea în această seară. Sunt suporteri veniți de la Cluj pentru a susține echipa care se află în acest moment pe locul 5 în divizia C. Da. O echipă care nu s-a remarcat deloc în campionat, însă în Cupa României, cum vă spuneam, în ultimii 4 ani a dat multe lovituri și multe bătăi de cap granzilor. S-au bucurat foarte mult jucătorii de la Sănătatea Cluj în momentul tragerii la sorți, pentru că au picat cu Steaua, și asta pentru că mulți dintre jucătorii de la Sănătatea sunt fani ai echipei lui Roni Levi. Nu și Ionel Ganea, pe care l-avem acum în imagine, care așteaptă să înceapă meciul, e foarte nerăbdător. A jucat în Liga a 4-a în sezonul trecut la Ștefănești, o echipă de lângă București. Ionel Ganea a ajutat acea echipă să promoveze, a dat și gol în meciul de baraj. Totul pregătit pentru începerea acestei partide în tricouri și shorturi verzi la acest meci. Viru și Verzi de la Sănătatea Cluj, cei care au venit cu autocarul într-o adevărată excursie de la Cluj până la Buzău, au trecut și prin București. Au trecut și pe la Bran, au fost foarte impresionați de castelul Bran. Mulți jucători cu experiență, dar și câțiva puști în echipa antrenată de Marius Semeniu, cel mai tânăr antrenor din, din primele trei ligi, doar 27 de ani. Începe meciul. Marius Semeniuc, ai vorbit despre el, un fost junior al lui Dinamo, a recunoscut că a avut multe meciuri cu steliștii și că cel mai interesant duel l-a avut cu Alex Pițurcă. A început meciul, Ionel Ganea joacă cu numărul 19, numărul care l-a făcut celebru, în special la Dinamo, un fotbalist cu peste 130 de goluri în carieră, dintre care aproape 80 în prima ligă are Ganea. Aproape cât au marcat toți steliștii la un loc, o carieră extraordinară, o primă pasă greșită, iată-l pe Nicolici în careu, Nicolici, apără Pâglișan, meciul începe promițător la Buzău, o primă ocazie de gol a steliștilor, Stefan Nicolici la un pas de deschiderea scorului, foarte bine a apărat acolo Sabin Pâglișan, fost portar la CFR Cluj, are 7 meciuri în prima ligă în tricoul lui CFR Cluj. A jucat și la U Cluj cu Păcurar, Florescu, Coci și Abrudan. Revedem faza lui Stefan Nicolici, lovitură de colț pentru Steaua. S-a dus Dorinel Popa în partea stângă. Sunt 6 steliști în careul lui Pâglișan, portarul de 40 de ani de la Sănătatea Cluj. Centrarea lui Dorinel Popa este foarte bună și este 1-0. Golul lui Stefan Nicolici reușește să deschidă scorul muntenegranul după doar 2 minute. Este primul său gol în tricoul Stelei. 1-0, un început de meci foarte bun pentru Steaua. Stefan Nicolici, un transfer reușit, un jucător venit de la Poli Timișoara. Revedem centrarea perfectă a lui Dorinel Popa. Foarte puține minute prinse de el până acum la Steaua. Da, a jucat doar 20 de minute în primul meci al din acest campionat cu Voința Sibiu. În rest a prins rar și banca de rezerve. Dorinel Popa transferat în această vară de la Victoria Brănești. Acum Stanca
Degajarea lui Stanca. Rezerva lui Stanca este un puști de doar 16 ani. Cojocaru, un jucător care a debutat în echipa mare la un amical cu Dacia Chișinău. Acum Raul Rusescu, o intrare tare. Să sperăm că nu vom mai vedea incidente de genul celui de la Ploiești, atunci când Florin Gardoș l-a accidentat grav pe Cosmin Băcilă. De altfel, la tribuna a doua, fanii Stelei au afișat un banner cu mesajul "Fi tare, Cosmin Băcilă". Gardoș suspendat 10 etape după ce i-a provocat o dublă fractură de tibie și peroneu jucătorului de la Pandurii Târgu Jiu. Iată o nouă eroare în defensiva clujenilor, blocat Șoni Gașpar, vedeta locală la Sănătății. A dat o declarație interesantă, cei de la Sănătatea Cluj sperau ca această partidă să se joace pe Național Arena și spunea Șoni Gașpar, dacă s-ar fi jucat pe Național Arena, aș fi intrat cu un aparat foto în short și aș fi făcut poze, atât de frumos este acel stadion. Se joacă totuși la Buzău, este a patra casă a Stelei din acest început de sezon. Steliștii au jucat meciurile de pe teren propriu, fie că a fost vorba de meciuri în campionat sau în Europa League, au jucat la Constanța, la Ploiești și la Cluj. Iată acum a venit rândul Buzăului să găzduiască Steaua. Buzăul este recunoscut ca un oraș cu foarte mulți fani ai Stelei. Se vede și la această partidă, sunt 5, poate 6 mii în tribune pentru meciul din 16.000 Cupei României Timișoreana. Și iată, Steaua le dă satisfacție încă din primele minute, golul marcat de Stefan Nicolici. Minge pentru Costea, preluare imprecisă a lui Costea. Lujeni încearcă să iasă din această însoare. Crișan dat o pasă undeva în spate pentru Șimioca. Mai departe, mingea ajunge la Alin Albu. O centrare bună pentru Șoni Gașpar. Minge respins de Martinović. Intrat în gura patronului, se spune că el va pleca în iarnă. Martinović a zis, sunt foarte liniștit, eu trebuie să joc la Steaua, de aia sunt plătit. Nu se dau declarații. Dar Martinović a revenit pe postul lui favorit, acela de fundaș și central. El a fost folosit la începutul acestui sezon fundaș dreapta, acolo unde nu s-a simțit deloc bine. Mari probleme pentru Steaua pe acest post, cel de fundaș dreapta, după accidentarea gravă a lui Gabi Matei, cel care va reveni în retur. S-a operat la Roma. Roni Levi a încercat mai mulți jucători acolo, pe Martinović, pe Megara și chiar pe Geraldo Alves la meciul cu Schalke. Acum puștul Valeriu Lupu. Lupu întoarce pentru Prepeliță. De văzut cât va rezista din punct de vedere fizic Florin Costea la primul său meci ca titular la Steaua. În jocurile amicale, fostul atacant al Craiovei a impresionat, a reușit să marcheze 4 goluri în amicalele cu Buftea și cu Tunari, însă acesta este un bun prilej și pentru Florin Costea de a arăta ce poate. A fost un mic incident la meciul cu Schalke, a fost acolo cu Rusescu, s-au certat cei doi pentru o lovitură liberă, a fost chiar un moment ușor penibil. Se pare însă că cei doi au fost împăcați până la urmă, chiar de patronul echipei. Rusescu pentru Nicolici, în dreapta, mingea său ce către Big Falvi. Nu e Big Falvi, ci Dorinel Popa. Dorinel Popa cu o intrare foarte tare la Gașpar. Ganea pierde prin planul în fața lui Martinović. Șoni Gașpar, cum spuneai și tu, vedeta celor de la Sănătatea Cluj. Asta până la venirea lui Ionel Ganea, pentru că indiscutabil Ganea a acaparat toată atenția. Iată-l pe Dorinel Popa, cunoaște foarte bine acest stadion, pentru că el a debutat în prima ligă la Gloria Buzău în urmă cu 3 ani. O minge care ajunge până la bulgarul Iliev. Mai departe, Prepeliță. Lupu
Așteaptă Florin Costea, mingea ajunge însă la Iliev. Cei doi au fost coechipieri la Craiova. Iliev, Florin Costea, de fapt, plus Prepeliță. Sunt trei jucători care au evoluat la Universitatea Craiova. Se știu foarte bine. Iar pe bancă e Mihai Costea. Foarte simpatic Ionel Ganea la vizionarea terenului. A spus lui Florin Costea: de tine mă tem, pe frate, tu știu că-s mai bun ca el. E stilul lui Ionel Ganea. L-am văzut și la încălzire, se saluta cu toți copiii de mingi. Se simte foarte bine pe terenul de fotbal, asta e viața lui cu siguranță. A fost și antrenor la Dinamo 2 între timp. Da, Sănătatea Cluj a încercat să mai dea două lovituri de imagine, să spunem, înaintea acestei partide. A încercat să-i convingă și pe Cosmin Contra și pe Romeo Bunică să semneze cu Sănătatea și să joace împotriva Stelei. Pe acest stadion Romeo Bunică a detonat o bombă împotriva Stelei. Da, în 2007, atunci când a marcat, deși nu prea trebuia să o facă, într-un meci de pomină. Gloria Buzău Steaua a încheiat 1-1. La acea dată Gloria Buzău era numită Steluța, pentru că patronul Stelei, Gigi Becali, finanța și echipa din Buzău. Emegara așteaptă Dorinel Popa, primește mai departe. Nicolici a încercat să arunce mingea către Megara. Nicolici continuă de unul singur. Nicolici este în careu central lui Nicolici. Minge respinsă. Megara centrează foarte slab însă. Megara a fost titular cu Pandurii pentru prima oară după 4 luni. El practic nu mai era în vederile șefilor de la Steaua. De altfel, la finalul sezonului trecut lui Megara i s-a spus că nu va mai continua la Steaua. El însă a obținut acceptul de a se antrena în continuare cu echipa lui Roni Levi și a venit acea accidentare nefericită a lui Gabi Matei și atunci șefii Stelei au fost intrare nevoiți destul de dură asupra acelui Ashoni Gașpar. Vă spuneam, șefii Stelei au fost nevoiți să-l relegitimeze pe Emegara. Se resimte capitanul celor de la Sănătatea Cluj. El lucrează ca manipulant la firma patronului Ghișa, cel care se află pe banca de rezerve la această partidă. Are 47 de ani și spune că joacă și el măcar 10 minute. Centrarea pentru Ganea, mingea respinsă de Martinovici. Foarte puternic sârbul Martinovici, mingea recuperată de Miclăuș. Miclăuș, un fost jucător al lui CFR Cluj. De altfel, Miclăuș reușea cu CFR Cluj să o bată pe Steaua în urmă cu 6 ani, atunci când Dorinel Munteanu antrena CFR-ul. În afara lui Ionel Ganea, Miclăuș e cel mai experimentat jucător de la Sănătatea Cluj. Are peste 150 de meciuri în prima ligă la Brașov, Gazmetan, Craiova, da, și CFR Cluj. Mai este și Sărmășan. Sunt câțiva jucători care au multe jocuri în prima ligă, însă ei sunt trecuți de mult de prima tinerețe, cum se spune, și practic acum joacă la Sănătatea Cluj, joacă fotbal de plăcere. Iliev acum cu o minge aruncată pentru tancul Nicolici. L-am văzut ceva mai devreme pe atacantul din Muntenegru, cum a trecut foarte ușor prin apărarea celor de la Sănătatea Cluj. Faultul lui Emegara se execută, au încercat cei de la Cluj să execute repede, nu au reușit. Au luat foarte în serios steliștii această partidă. Iată-l acum pe Stanca, recunoscut pentru jocul său de picior foarte bun. El în perioada junioratului a fost atacant la Sportul Studențesc, însă unul dintre antrenorii săi a observat calitățile de portar. De altfel, Stanca a și recunoscut că dacă ar fi rămas vârf de atac, nu ar fi realizat atât de multe în fotbal pe cât a realizat ca portar. Avem un Ionel Ganea în teren în această seară, dar avem și doi Raul. E vorba de Raul Rusescu de la Steaua și de Raul Rus de la Sănătatea Cluj. El a obținut faultul ceva mai devreme. O centrare nu era, însă Stanca este acolo și prinde fără probleme. Minge pentru Lupu, pentru Florin Costea. Este faultul lui Florin Costea.
noul număr 7 al Stelei, un număr cu greutate, un cu însemnătate istorică.